Aș vrea să deschidem împreună la Matei, capitolul 13, și o să citim pilda pe care Domnul Iisus o spune, pilda semănătorului. O să citim până la versetul 9 și apoi chiar interpretarea pe care Iisus o dă pildei de la versetul 18. 937 paginile în Biblie, Matei 13. În aceea zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că nu avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Și de multe ori interpretăm pildele Domnului Iisus în fel și chip, dar asta este o pildă pe care Domnul Iisus însuși o interpretează, pentru că ucenicii s-au apropiat de el și au zis, de ce ne vorbești atât de ascuns, vrem mai deslușit, mai clar? Și Iisus le spune, ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului din versetul 18. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, cu accent pe nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar nu are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte, 200, altul 60, altul 30. Amin. Ascultam mărturia lui Marius. Și mă întrebam la pilda asta, oare de ce pare semănătorul atât de neglijent? Îi cade o parte din sămânță pe pământ uscat, altă parte pe stâncă, alta între spini. Sperăm că e un semănător profesionist, nu? Cum de e atât de neglijent și cade în diferite părți? Și sigur, dacă veți citi comentarii, o să vedeți tot felul de răspunsuri. Mie îmi place să rămân la un răspuns cât se poate de simplu. Și anume că Dumnezeu este plin de dragoste. E plin de har. Aruncă sămânță și acolo unde noi am paria că nu poate să crească. De-aia mi-am adus aminte de ce spune Marius. În zone în care am spune, aici sunt budiști, nu are cum să crească. Ați văzut sămânță, iarbă crescută pe trotuar, nu-i așa? Găsește tot timpul un loc. Dumnezeu este plin de dragoste, plin de har. Și găsește și aruncă de multe ori, și asta o spun în general studenților care vin și îmi zic, n-avem cum să... Eu am văzut cum sunt colegii mei de la facultate și și-au luat deja un limbajul spiritual și spun, este un pământ arid. Eu am aruncat sămânța, dar e pământul arid, e stâncos, e între spini. Dați-mi voie să spun și poate suprainterpretez, dar eu cred că este și datoria noastră spiritual să luăm sapa și să facem pământul ăla să fie bun. Așa că primul lucru pe care vreau să-l spun de pilda asta este că nu întâmplător sămânța ajunge peste tot. Dumnezeu, în dragostea Lui, aruncă, lasă să cadă și în locuri în care noi am paria că nu poate să cadă. Dar despre alt lucru vreau să vorbesc acum și în dimineața asta.
Pentru că am fost în tabără cu tinerii și am vorbit despre înrădăcinare și ce înseamnă să fim înrădăcinați, să avem rădăcini puternice în cuvânt, în Hristos. Ne-am pus întrebarea asta, de ce nu vedem schimbare în noi? E o realitate. Sigur, noi putem veni la biserică și să jucăm un oarecare teatru, dar este o realitate cu care ne confruntăm și o întrebare pe care, cred eu, orice creștin la un moment dat și-o pune. Oare eu chiar cresc? Oare eu chiar sunt, chiar am rod? Oare eu chiar se produce, Duhul Sfânt a produs schimbare? Oare nu stagnez spiritual? De ce sunt anumite aspecte în viața mea pe care nu reușesc să le stăpânesc? De ce încă sunt păcate cu care mă lupt? Despre asta vreau să vorbesc și atunci când pregăteam mesajul ăsta, am dat peste cartea lui Andrei Pleșu despre parabole și vreau să vă spun că mi-a atras atenția ce spune el despre această parabolă. Și spune, sunt trei instanțe, eu o să vă citesc doar câteva citate din ce spune el. Sunt trei instanțe, zice el, ale desrădăcinării sau ale faptului că nu suntem înrădăcinați. Și prima este cea reprezentată de cei care nu înțeleg. Pentru că așa cum am citit, Iisus spune, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost în inima lui. Și Andrei Pleșu spune, când nu înțelegi de obicei ceva? Nu înțelegi când nu ești atent, zice el, la ceea ce auzi, când nu distingi dintre ce este important și ce este accesoriu, adică neimportant, când suferi de surzenie intelectuală, atunci când ți se pare că ce se spune nu se potrivește, este sub demnitatea ta. Și spune Andrei Pleșu mai departe, cuvântul, sămânța, trebuie căutată și când nu îți iese nemijlocit în cale. Dar a doua instanță despre care spune el este acelor care acceptă cuvântul euforic, cu bucurie, repede, dar superficial. Și spune, poți respinge cuvântul neînțelegându-l, ratându-l din prostie, dar îl poți rata crezând că l-ai înțeles. Asumându-l, spune el, fără reflexie, în virtutea unui entuziasm de primă instanță. Și îmi place foarte mult ce spune mai departe, zice, primești cu bucurie, dar cu o bucurie care nu are de ce se hrăni. O bucurie fără rădăcini. Inconsistența de fond a acestei bucurii iese de îndată la iveală, fiți atenți, când mesajul asumat începe să fie costisitor. Când din pricina lui apar strâmtorări, prigoane, ori necazuri de un fel sau altul. De multe ori mi s-a dat să aud și nu o spun deloc cu aroganță. Pentru că îmi dau seama că poate sunt drame și sigur sunt drame în spate. Am auzit persoane care au spus, atât, până aici m-am așteptat la altceva. Am crezut că creștinismul este altceva. Nu, chiar nu mai pot. Nu pot să merg mai departe. Când din pricina lui apar strâmtorări sau când mesajul asumat începe să fie costisitor. Iisus spune, când vin foarte mulți după El, cred că mii, ne-a fi așteptat ca El să-și fidelizeze mulțimea. El spune, vreți să veniți după mine? Dați-mi voie să vă spun cât de tare vă va costa. Pe unii vă va costa moartea. Este costisitor. Și sigur, a treia instanță pe care nu stau este reprezentată de cei care sunt asfixiați de problemele lumii, de îngrijorări. Îmi aduc aminte când aveam 20 de ani, am ajuns la o criză în viața mea și am spus, eu vreau să renunț la creștinism. Și nu pentru că aveam niște angoase intelectuale, ci pentru că m-am uitat în viața mea și am zis, eu nu văd nicio schimbare în viața mea. Petru spune, fiți sfinți, Dumnezeu spune, fiți sfinți că eu sunt sfânt, trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Eu nu pot. Eu încă am păcate în viața mea. Nu pot să trăiesc așa, ori sunt sfânt, ori nu sunt sfânt. Și am zis, eu renunț. Îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a descoperit harul, că am înțeles măcar puțin din ce înseamnă har. Dar vreau să știți că
Adolescenții se luptă cu asta, tinerii se luptă cu asta, oamenii care poate sunt de ceva timp creștini, de zeci de ani, nu doar de ceva timp, își pun întrebarea asta. Cum se produce schimbare? De ce nu este mai multă schimbare? De ce nu văd mai multă sfințenie în viața mea? Și vreau să răspund la această întrebare, fiind, sper eu, foarte practic. De ce uneori viața noastră pare că nu prinde rădăcini? Că n-a prins rădăcini, că nu vedem schimbări. Și vreau să ne uităm la trei lucruri. Unu, trei forme de orbire pe care le avem. La patru, imitații surogate, dacă vreți, ale Evangheliei. Și la două, schimbări greșite pe care le facem. Trei forme de orbire, patru imitații ale Evangheliei și două schimbări greșite pe care le facem. Astea sunt motivele pentru care credem că ne-am înrădăcinat poate în Evanghelie și alta poate fi realitatea. Așa că prima orbire este orbirea de identitate. Să știți că mare parte a problemelor noastre este că, sau o parte este că uităm cine suntem în Hristos. Cine suntem de fapt? Putem sigur să cunoaștem intelectual Scriptura, să știm teologie, dar la un nivel foarte personal să nu știm cine suntem. Și ca să înțelegem, cel puțin asta o spun practic, ca să înțelegem identitatea noastră, de multe ori trebuie să înțelegem care este prezența și puterea păcatului. Uităm cât de ușor cădem în capcanele culturii care ne modelează în direcția asta. Fetele mele sunt deja foarte mari, zic eu. 10 și 8 ani mi se par foarte mari. Și pot vorbi cu ele lucruri legate de Evanghelie. Și ele mă văd pe mine că sunt foarte entuziasmat. Le văd și pe ele că încearcă să mimeze un entuziasm ca să nu-l supere pe tati. Dar, în realitate, eu știu că nu sunt. Nu că nu înțeleg Evanghelia. Nu, eu cred că înțeleg foarte bine Evanghelia. Este predicată la grup, este predicată în biserică, vorbim acasă foarte deschis, dar problema lor este că la un nivel foarte, foarte personal nu cred că au nevoie de ea. La un nivel foarte personal nu cred că ele sunt chiar atât, că păcatul este o problemă chiar atât de gravă. Că și un păcat foarte mic ne desparte de Dumnezeu. Și să știți că asta e problema multor adolescenți, multor tineri din bisericile noastre. Când se uită la ei, nu se văd păcătoși în nevoie urgentă de har și de Hristos. Și înrădăcinarea începe tot timpul atunci când eu îmi văd mare nevoie de a fi salvat. Uitați ce spune Pavel în Galateni 2:20. Cine este el? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, sigur. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta e identitatea mea. Și nu e un slogan pe care îl zice, e o realitate pe care o experimentează și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta este o orbire, orbirea de identitate, o orbire care ne face neroditori. Uităm cine suntem și de aia ne este frică. O a doua orbire este orbire față de realitatea faptului că Dumnezeu poartă de grijă. Așa repede uităm. Așa repede începem să ne temem. Petru spune, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. O caracteristică a omului care nu este bine înrădăcinat, să știți că este și această stare de continuă anxietate. Și aici nu vreau să jignesc pe cineva, pentru că înțeleg că suferința, că necunoscutul pot sigur să aducă în viața noastră stări de anxietate, dar dacă anxietatea, dacă teama continuă, dacă tulburarea este cea care mă caracterizează, atunci mă tem că uităm momentele în care Dumnezeu a intervenit puternic în viața noastră. Asta e o orbire pe care o avem. De fiecare dată când vine o nouă problemă, din nou devenim la fel de panicați. De parcă am fi uitat cât de bun a fost Dumnezeu cu noi. Și o a treia orbire este orbirea față de faptul că viața de credință este un proces.
Am spus-o în mai multe rânduri și nu sunt foarte popular, cel puțin printre tineri, cu vorba asta, că Dumnezeu nu este atât de interesat de fericirea noastră, cel puțin de fericirea pe care noi o definim. Ci cred că miza lui Dumnezeu în viața noastră, dacă pot să spun așa, este să ne schimbe inima, să ne facă asemenea lui Hristos. Dumnezeu poate acum, în momentul ăsta, să rezolve problema de sănătate, problema financiară, toate problemele pe care le avem, acum le poate rezolva. Dar Dumnezeu știe ceva mult mai mult, știe că cea mai mare problemă pe care o am eu nu e asta, ci e inima mea care e rea. Și, de multe ori, din păcate, problema asta Dumnezeu o rezolvă prin probleme, prin suferință. Sigur că de fiecare dată când ne aflăm în dificultăți, avem tendința să gândim că suntem părăsiți de Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu are un proces. Așa că cele trei orbiri sunt orbirea de identitate. Vom fi ispitiți tot timpul să uităm cine suntem. Orbirea față de protecția lui Dumnezeu. Că Dumnezeu chiar are grijă de noi și am experimentat-o de atâtea ori. Și că viața de credință e un proces. Durează. Pavel, când vorbește în Galateni 5, nu spune caracteristicile Duhului, spune roada Duhului, adică sămânța Duhului, care la început e mică, nu? Și nu vedem. Și dacă stăm concentrați pe ea, niciodată nu o să vedem cum crește. Dar ea crește. Așa că viața de credință este un proces. Iar mai departe vreau să vă vorbesc despre patru imitații ale Evangheliei, surogate, care ne aduc în starea în care să credem că suntem bine și suntem foarte, foarte aproape, dar în realitate suntem departe. Știți ce este specific, nu știu, gropilor sau găurilor fizice și spirituale în același timp? Că la un moment dat se vor umple. Nu există stagnare spirituală. Tot timpul se va umple cu ceva golul din viața mea. Și vreau să ne uităm la aceste patru surogate, la aceste patru imitații ale Evangheliei, care ne aduc în starea să spunem, eu cred că sunt bine. Și cred că nu suntem bine când suntem acolo. Prima este formalismul. Sunt multe forme prin care ne justificăm viața de credință, prin care ne asigurăm pe noi înșine că suntem bine spiritual. Nu? Avem obiceiurile noastre, avem tradiția noastră, care pe fond sau e bună, sigur. Oricine are tradiție. Există tradiția familiei, foarte bine. Dar dacă tradiția este justificarea vieții mele spirituale, e o problemă. În Isaia, capitolul 1, Dumnezeu spune, ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Zice Domnul. Păi stai puțin, nu Dumnezeu a instituit? Nu El a spus lui Moise? Dar Dumnezeu spune, n-ați înțeles ideea. Voi v-ați legat de formă. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și ar trebui să ne cercetăm, să ne gândim, Doamne, ce este credința mea? E o formă? E mai mult de atât. Uitați ce spune Iisus în Matei 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, foarte frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Știți care e problema cu formalismul? Că în exterior putem părea foarte ok. Când Iisus vorbește în predica de pe munte despre cele două case, o casă este pe nisip, alta este pe stâncă, casele pot să arate la fel, au aceeași arhitectură. Putem să arătăm foarte bine în exterior. Forma ne face foarte corecți. Îmi aduc aminte acum, în urmă cu ceva, în fratele Taloș, vorbind, predicând despre ceva similar, spunea că poți să-ți imaginezi că cineva are o proteză la picior, o proteză perfectă, o proteză care imită perfect mersul, piciorul, perfect. Nu are un singur lucru. Nu trece viața prin proteza aia. Formalismul ne face și, din păcate, părinți, trebuie să vă spun, cu asta ne luptăm foarte tare. Creștem copiii să vorbească
ca niște pocăiți. Să umble ca niște pocăiți, să aibă, știu eu, toată mișcarea unor credincioși. Dar ei trebuie tot timpul și tot timpul aduși în fața Evangheliei. Să știți că formalismul, formaliștii au așa o inimă plină de judecată față de alții. Suntem primii să ne implicăm, dar ne lipsește bucuria autentică. Formalistul nu vede omul, vede datoria. Al doilea lucru care e foarte legat de formalism și care ne dă o aură de spiritualitate e legalismul. E, dați-mi voie să vă spun că legalismul nu este o diminuare a Evangheliei, este cu totul și cu totul altă Evanghelie. Și ce este subtil la legalism este că nimeni nu se revendică în a fi legalist. Nimeni nu spune, eu sunt legalist. Nu, toți fug. Dar atunci când în relația noastră cu Hristos suntem preocupați mai degrabă cu întrebarea asta, oare e păcat? Oare ai greșit? Oare cealaltă e o problemă? În loc să fim preocupați de îi place sau nu-i place lui Hristos, îi aduc glorie sau nu-i aduc glorie lui? Ce sens are să fac asta? Este pentru gloria lui sau nu? Nu, doar atunci când am, oare e păcat să port fustă, să port cercei, să fac cealaltă, să fac cealaltă, este posibil ca mai degrabă să fim legaliști. Atunci când ne chinuim să ne rugăm și să citim Biblia, dintr-un singur motiv, să nu mai avem sentimentul ăla de vinovăție. S-ar putea să ne luptăm cu legalismul. Să știți că un alt lucru este că legalismul ne face să ne simțim superiori spiritual față de oricine. Din punct de vedere spiritual, nu-i nimeni ca mine. Nu pot să găsesc o altă ilustrație mai potrivită ca pilda fiului risipitor. A, fiul risipitor pleacă, dar uitați-vă la fratele cel mare. Stă acasă și spune, tată, mi-ești dator. Tot am făcut bine, absolut totul. Nimic nu am greșit, tu mi-ești dator să mă binecuvintezi. Când trecem prin suferință și îi spunem Dumnezeu, cum îndrăznești, Doamne, sigur că nu o să-i spunem asta, dar atitudinea de multe ori asta, este că mai degrabă suntem modelați de legalism decât de Evanghelie. Un al treilea surogat, dacă vreți, este misticismul. Și aici poate o să zicem, nu e treaba mea. Dar eu cred că sunt momente și poate tinerii sunt ispitiți în direcția asta, când singurul lucru care mă motivează în relația mea cu Hristos sunt emoțiile. Vin la biserică, sper ca predica aia să mă miște, să miște în mine ceva emoții. Dacă nu, nu prea a fost. Sper ca închinarea să fie în așa fel încât să plec de acolo, să simt că am meritat. Sigur, Pavel spune, bucurați-vă! Creștinismul este bucurie, dar dacă reducem doar la niște sentimente, într-un fel misticism, ăsta este un mare pericol. Pentru că nu vedem mai degrabă nevoia noastră după Hristos. Să știți că maturitatea spirituală este atunci când credem în El și când nu vedem. Și ultimul, dacă vreți, ultimul surogat care ne face să credem că suntem bine, este biblicismul. Să nu mă înțelegeți greșit, Doamne, dă în noi, pune în noi mai multă dragoste pentru cuvânt. Asta, da. Să citim cuvântul cât mai mult. Și asta mă rog mai ales pentru tineri și pentru adolescenți, care poate sunt mai mult atașați de citate decât să citească. Dar este o capcană și aici. Capcana este dată să fiu atras intelectual de Scriptură, fără ca ea să mă schimbe. Să încerc eu să stăpânesc Scriptura ca să pot să vorbesc cu alții, să intru în dezbateri și să câștig, dar să nu las Scriptura să mă schimbe pe mine. Când mă apropii de Scriptură, Doamne, ce vrei să-mi spui despre Tine? Ce vrei să-mi descoperi despre Tine, despre inima Ta și despre inima mea? Cum trebuie să mă pocăiesc astăzi?
Și ar trebui să ne cercetăm. Mi-aduc aminte de că am citit anii trecuți, cred, și am fost șocat de unul poate dintre cei mai mari teologi ai secolului 20, Karl Barth, care a scris tomuri de teologie și care era doxă în domeniul ăsta, dar care ani de zile, până a murit, a trăit cu secretara lui. O demisie totală, profundă, între intelect și, da, pot să spui, el era îndrăgostit de Biblie, intelectual. Și aș vrea să ne gândim, Doamne, nu cumva, dacă sunt îndrăgostit de Biblie, nu sunt îndrăgostit de tine din Biblie, să te descoper pe tine. Nu să-mi descoper eu noi argumente de a da în alții. Și vreau să închei mesajul ăsta cu două schimbări greșite pe care credem că trebuie să le facem atunci când vedem că ne e greu să ne schimbăm. Atunci când vedem că s-ar putea să fim formaliști, legaliști, mistici, bibliciști, când vedem că suntem orbi de multe ori la faptul că Dumnezeu ne protejează și spunem, trebuie să fac ceva. E, primul lucru pe care încercăm să-l schimbăm și este intuitiv și cred că e o capcană, este că vrem să schimbăm circumstanțele din viața noastră. Și spunem, dacă toate lucrurile astea din exteriorul meu se vor schimba, atunci lucrurile vor funcționa cum trebuie. De vină nu sunt eu, nu e ceva în mine, de vină sunt circumstanțele mele. Dacă aș fi căsătorit, dacă aș fi puțin mai bogat, dacă n-aș mai avea problemele astea, sunt convins că lucrurile vor fi mai bune în viața mea. Dacă aș fi, și aici vorbesc de mine, mai slab, sigur aș fi mai acceptat, aș simți că am mai multă valoare. Dar o spunem de multe ori. Dacă s-ar schimba, dacă oamenii din jurul meu ar fi mai de calitate, dacă aș reuși să scot orice este toxic în viața mea, ce bine ar fi. Atunci, cu siguranță, lucrurile se vor schimba. Adam a spus, Doamne, cam Tu ești de vină, că Tu mi-ai dat-o pe soție. Eva, știm, a dat din nou și ea, dacă circumstanțele ar fi altele, ce bine ar fi. Și să știți că ideea că schimbarea circumstanțelor este suficientă, nu e doar ineficientă, e înșelătoare, pentru că ne oferă speranța că așa ne putem schimba și ratăm să ne uităm la singurul care ne poate schimba și este Hristos. Și ne vom lupta toată viața, poate, să ne schimbăm ce e în jurul nostru și o să ratăm ce e mai important. Nu am nevoie de alte circumstanțe. E bine să schimbăm și cred că sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm în viața noastră, dar să nu credem că aia ne schimbă cu adevărat și profund. N-avem nevoie neapărat de alte circumstanțe, ci de Hristos în circumstanțele noastre. Și ultimul lucru este că cred că dacă îmi schimb comportamentul, atunci cu adevărat voi fi schimbat. Și aici o să spuneți, păi, nu asta e ideea? Nu trebuie să mă transform, ba da? Trebuie să se schimbe. Întrebarea este cum se va schimba, cum se va produce asta. Pentru că dacă tratăm doar efectele și consecințele, dacă totul va fi doar un efort disciplinar, să știți că nu suntem singuri. Dacă doar descoperim niște tehnici de a ne supune, știu eu, mă lupt cu nu știu ce viciu și mă duc și fac consiliere, dacă îl transform pe Iisus Hristos ca terapeutul meu. Știți care este problema? Hristos nu este terapeut, Hristos e salvator. Pentru că dacă e terapeut, eu îi spun care sunt problemele. Și terapeutul vine și încearcă și îi rezolvă. Dacă e salvator, el îmi spune care sunt problemele mele. Așa că nu am nevoie neapărat, pentru că realitatea este că nu pot să mă schimb, să știți. Vreau să vă spun în mod practic ce cred că e de făcut. Și s-ar putea să fim puțin dezamăgiți, pentru că ne uităm și spunem, și asta e o realitate în viața tuturor. Doamne, vreau să mă schimb. Și văd că nu sunt atât de ispitit să mă duc în formalism, în legalism, să-mi schimb circumstanțele, să schimb eu comportamentul cu forța mea. Ce să fac?
Și sunt sute și mii de cărți scrise și dați-mi voie să vă spun că nu cred într-un rețetar spiritual. Uitați ce cred. Psalmul 16, versetele 8 cu 9. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește și trupul mi se odihnește în liniște. Iar în Ioan 17, Iisus spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe Tine, Doamne, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Nu este pentru mine un alt exemplu mai bun ca Apostolul Pavel. Nu este. Nu cunosc un alt om din Sfânta Scriptură care să se fi luptat și să fi spus: eu vreau să mă schimb, eu vreau să fiu bun. Și a fost și formalist, a fost și legalist, a fost și biblicist, a fost de toate Pavel. A încercat să țină legea și spune că a fost perfect în încercarea lui. Și a ajuns într-un moment în care a spus: nu mai știu ce să fac. Și pe drumul Damascului a venit soluția. Iar în Filipeni 3, Pavel spune, vă rog să ascultați cu atenție: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, lucrurile alea pe care îmi clădisem toată viața și speram că o să-mi aducă împlinire și schimbare în viață, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, nu cu încercarea mea, pentru că e falimentară, pe care mi-o dă legea, ceea aceea care se capătă prin credință în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, mă uit la El, spune Pavel, și uitându-mă la El mă transform. Departe de mine, spune Iisus, nu veți face nimic. Înrădăcinați în mine, conectați în mine, pe acolo curge creșterea. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Ăsta este lucru practic pe care Pavel spune că îl face. Un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și aș vrea în dimineața asta să ne cercetăm, să ne gândim. Doamne, oare nu cumva m-am agățat de alte lucruri care par să fie spirituale, care par să fie Evanghelia și nu este? Sau nu sunt? Doamne, vreau să mă uit mai mult la Tine și să mă transform uitându-mă la Tine.